la ședința extraordinară, ședință motivată de notificările pe termen pe ambele proiecte de hotărâre. Suntem în Săptămâna Mare, vorbesc de credincioșii catolici care traversează Săptămâna Patimilor și se apropie sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos și aș vrea să le transmit tuturor sărbători liniștite cu pace în suflet. De asemenea, dumneavoastră vreau să judecați și să calculați bine referitor la proiectul Apă și Canal. Suntem pe final. Într-adevăr, s-a spus o perioadă foarte lungă și cu bune și cu mai mult rele. Am trecut prin diferite etape nefaste, în sensul că am avut constructori în insolvențe, au apărut legislații noi și ușor, ușor toate le-am pus la punct. Am ajuns la timpul când trebuie să dăm în funcțiune acest sistem și depinde de dumneavoastră și de votul dumneavoastră în această ședință. Dacă vreți să deblocăm proiectul Apă și Canal, dacă vreți să avem apă și racordări în vara aceasta pentru cetățenii din comună, depinde numai dumneavoastră. Au fost multe probleme, am traversat aceste probleme, mă repet, dar nici asta. Înainte de toate, vreau să mă cer scuze pentru discuțiile aprinse de-a cursul ședințelor, discuții aprinse care au fost de multe ori foarte constructive, de multe ori au fost de desene animate, ca să zicem așa, de grădiniță, dar sunt în Săptămâna Mare și ca atare. Domnul președinte. La sfârșit, v-a ajuns domnul Mihăiță primar. Asta este cursul firesc al lucrurilor. Domnule președinte, doamnă secretar, vă rog să te luați pâinile și pâinile. Bună ziua, consilieri, bună ziua, invitaților. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței și declarăm ședința deschisă. Vorbește, fraților, ca să înțeleagă, toți. Vă rugăm frumos. Avem online pe domnul Cuștolar, bună ziua. Domnule președinte, vă rog să vă rog să vă rog. Bună ziua, domnule primar, doamna secretar, domnule invitat, domnul consilier județean, stimați colegi, dragi invitați, domnule administrator public, am fost convocați astăzi în ședință extraordinară, având pe ordinea zi două puncte, cărora o să le dau citire acum. Deci proiectul numărul 1 este un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor financiare aferenți investiției, proiect integrat sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Buhoci de Subacnou, inițiator primarul comunei Buhoci. Și numărul 2, proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului OAT Buhoci să voteze la ședința adunării generale a ADIZM Bacău. Tot primarul comunei Buhoci este inițiatorul. Acestea două fiind. Și conștientizând că este o ședință extraordinară, capitolul diverse nu va fi pe ordinea de zi astăzi, îl vom avea la următoarea ședință. Supunem la vot, cu acordul dumneavoastră, ordinea de zi. Cine este pentru? Cum votați, domnul Pușcălagă? Pentru. Mulțumesc. Se abține cineva? Cum votez ordinea de zi? Luci, cum votez ordinea de zi? Ordinea de zi. Mulțumim. Deci, în unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Cine s-a abținut? Asta este ordinea. Domnul consilier,
făcut. Domnul consilier, vă rog frumos, dacă se poate mai multă liniște acolo, că noi auzim tot ce vorbiți. Foarte bine că se aude. Ei bine, am înțeles, mulțumim. Cu acordul dumneavoastră, o să rog pe domnul primar să ne prezinte proiectul numărul 1, de pe ordinea de zi, domnul primar. Da, așa cum am spus și la începerea ședinței, cu bune, cu rele, am ajuns să închidem proiectul apă și canal la nivel de comuna Vuoci, prin faptul că trebuie să depunem ultima documentație către AFIR. Avem acum sume clare, rezultate din toate calculele și din toate deviziile, nu mai avem suspiciuni că sunt nu știu câte zeci de milioane de euro. Proiectul în mare se închide pe o valoare de aproximativ, rotunjit vorbesc, 3 milioane de euro. Eligibil în jur de 2 milioane jumate. Restul neeligibil, impus de legislația mereu în schimbare pe parcursul acestor ani de implementare. Depinde dumneavoastră dacă prin votul dumneavoastră mergem și închidem proiectul și o să avem apă pentru cetățeni la vară când o să scadă pânza freatică și știți prin ce am trecut și anul trecut și... Da, este... Și prin jocul trebuie. Dacă cineva dumneavoastră vrea indicații de specialitate, avem aici pe doamna consultant printre noi și vă punem la dispoziție. Domnul președinte, am rugămit la dumneavoastră. Încercați să explicați consilierilor. Vă explicam, mă bazez pe experiența fiecăruia, mai ales cei care sunt la mai multe mandate, să respectăm regulamentul și... Și să ne respectăm și reciproc. Continuați, domnule. Aștept din partea noastră... Dacă sunt discuții, dezbateri pe proiect, mă rog. Deci, domnul Florin, domnul consilier Butacu, atât. Urmează domnul Stoian. Înțeleg că este ultima fază. Depunem documentația. Nu discutăm acum cifre sau fiecare poate să întrebe. În cât timp se încheie proiectul? Adică când putem începe proiect de racordare. Asta ne interesează în prima fază. Noi avem notificare pentru depunere cu termen, numai avem câteva zile. Da. Deci e prelungirea prelungirilor, să spunem așa. 15 zile lucrătoare au fost decât data de 30 martie. Termenul final al contractului de finanțare este 29 iunie. Până atunci noi trebuie să finalizăm inclusiv de contarea tranșei. De la AFIR. Adică noi avem termen până în iunie ca cei de la AFIR să ne verifice toată documentația. Este trimisă deja, este în verificare. Noi așteptăm acum să depunem acest buget care ne l-au solicitat prin... Să înțeleg că până în iunie ei fac verificarea. Da. Fac virabentul banilor. Da. Deci să înțeleg că până la sfârșitul lui iunie noi avem finalizat tot proiectul și putem să începem un proiect de racordare. Okay. Mulțumesc frumos. Deci să înțelegem dacă vreau. Da. Chiar dacă e repetitiv, întrebarea, dar vreau să o subliniem foarte clar. Proiectul va fi finalizat în iunie, da? Termenul final. Ultimul act adițional la contractul de finanțare este data de 29 iunie 2020. Deci, însemnând că după acea dată putem începe racordările, să zicem, da. Deci la branșamente și racordări avem deja proiect. Avem construit și proiectul de branșamente. S-a discutat pe tema asta, avem 12 ani. Eu nu m-am săturat de aceste... Nu mai stăm să mai facem un proiect de branșament. Avem faza în care putem trece direct la racordare. Până astăzi, domnule administrator public, nu am făcut de vorbe. Eu am căutat puțin în istorie cu Consiliul Local și a ședințelor și am găsit undeva prin 2019, dacă nu mă înșel, o ședință la care masa era invers, așa?
și erau prezenți și cetățenii Comunei Livoci și atunci aveți același speech motivațional. Aceleași remarcile aveți, aceleași documentațiile doreați, aceleași avizele căutați, aceleași promisiuni făceați. Deci și dumneavoastră, și dau aici, domnul consilier Munteanu este domnul viceprimar, este martor și atunci era viceprimar, era domnul, era viceprimar, dacă nu mă înșel. Și dacă vă aduc aminte, domnul Munteanu poate confirma, dumnealui a depus o moțiune din partea organizației politice pe care o reprezenta ca lider de grup, împotriva dumneavoastră și vă cerea chiar demisia pe același subiect, așa este domnul vice. Da. Vă aduceți aminte? Era, erați aici, la masă, eram și eu prezenți, erau și prezenți și foarte mulți cetățeni, dacă vă aduceți aminte. Da? Atunci cereați demisia pe același motiv. În 2019 se întâmpla lucrul domnul ăsta. Domnul președinte, hai că dacă e să facem o istorie, nu se ajunge nici două vorbuni și de democrație. Vă rog, haideți să venim la realitate. Păi, subiect, oamenii trebuie să știe adevărul. Și din câte știu eu, mă dau să citesc codul administrativ să vedeți care sunt atribuțiile președintelui. Domnul președinte, vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Vă rog frumos. Iar am eu președinte, nu știa. Domnul, încheie aici, vă rog că s-a înțeles ce am să spun. Deci, lăsați-o mai ușor. Două chestii aș vrea să punctez. Da. Domnul președinte să dea cuvântul la fiecare consilier care are ceva de spus și să nu vorbească mai mult ca toți. Ne-a făcut toată ședința. Una. A doua problemă. Casa poate influența, votul. În cazul când în luna lui iunie, se spune în iunie, că nu e nimeni absurd, dacă nu încep branșările, cine își dă demisia și cine este responsabil de toată chestia asta? Întrebare foarte bună. Știți foarte bine că... Știți foarte bine că de vreo 3-4 ședințe tot asta îl întreb pe domnul administrator public și tot răspunsul ăla. O să facem, o să trecem anul ăsta, anul ăsta, o trebuie 5 ani. Vreau răspuns concret. Anul ăsta, nu ziua, nu data, luna, iunie, iulie, august, avem sau nu avem branșările făcute? Și la următoarea ședință vă voi face un raport de activitate și voi spune dacă dați tot ce este cu angajament ferm, dacă se îndeplinesc condiții. Că tot ce e posibil ca noi să votăm proiectul trece ca toate celelalte și în luna lui august se mai găsește o virgulă care nu a fost pusă și mai trebuie să o mai rugim până decembrie și atunci în gheață. Iar până la avem. Da, am înțeles. Mulțumesc. Domnul Monteanu. Da, mulțumesc, domnul președinte. O să încerc să fiu cât se poate de scurt, dar nu pot să nu fac referire la trecut, la istorie, mai ales că m-ați și invitat să fac parte, să prezint o anumită situație. Da, într-adevăr, așa s-a întâmplat la acea ședință. De asemenea, la prima ședință de Consiliu, când am venit în acest Consiliu, am ținut o pledoarie atunci la Consiliu și am adus suficient de multe argumente în așa fel încât proiectul apă și canalizare să continue, chiar dacă ni s-a spus la vremea respectivă că s-a născut un copil fără mâini, fără picioare, fără cap și așa mai departe. S-a reușit în perioada asta, greu, chiar foarte greu, să ajungem în această fază, în faza finală în care putem să finalizăm acest proiect apă și canalizare, acest proiect controversat, discutat, analizat și așa mai departe. Deci suntem pe ultima sută de metri. De votul dumneavoastră, stimați colegi, consilieri, depinde dacă Comuna Bufoci va avea apă și va beneficia de canalizare la nivelul la care există acum. Mai spun un singur lucru. De votul nostru de astăzi depinde și extinderea acestui sistem. Pentru că avem o acoperire, așa cum s-a spus de rândul trecut în ședință, o acoperire pe apă de aproximativ 62% și pe canalizare de aproximativ 28%. Nu putem să facem extindere, nu se poate nu obține fonduri europene pentru extindere dacă nu finalizăm acest proiect mare. Deci din momentul în care finalizăm acest proiect mare, vom avea dreptul și posibilitatea. Cine va fi în continuare în Consiliu, cine va fi primar, vom vedea din 2024 vorba unui ilustru personalitate din comuna noastră și atunci cel care va fi sau cei care vor fi vor trebui să facă
proiectul, să continui proiectul de extindere. Nu se poate altfel. Comunitatea europeană, și o știți foarte bine, prin televiziune, din presă, din alte sisteme de informare, Comunitatea europeană impune României acest lucru. Altfel, plătim sancțiuni și plătim noi ca țară și plătim fără ca... Foarte mult și pus așa. Deci, din punctul meu de vedere, eu zic că trebuie de data aceasta să lăsăm un pic orgolii la o parte, să lăsăm un pic anumite aspirități care s-au creat în decursul timpului între noi, pe diverse lucruri, unele justificate, unele mai puțin justificate, să votăm acest proiect, să votăm acest proiect care l-a propus domnul primar pe ordinea de zi, în așa fel încât să putem să mergem mai departe cu proiectul. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc domnului consilier Mocan, urmează domnul consilier Odovitanu. Bună ziua tuturor, stimați colegi, aceeași rugăminte am și eu ca acest proiect să intre în faza finală. Dar vin cu propunere în fața tuturor. Veți vedea ceea ce vă spun eu astăzi în ședință, că așa se va întâmpla. În luna lui iunie, domnul primar, domnul administrator și ceilalți care ne conduc, unde ne conduc, când nu știm unde ne conduc, vor veni și vor spune, vă rugăm, vin cu rugămintea, să mai prelungim încă o perioadă de un an sau doi. Așteptăm de 12 ani aceeași tărăgăneală. Oare avem o dată concretă? În iunie veți vedea că va veni domnul primar din nou cu aceeași treabă și va spune, stimați colegi, mai avem o hârtiuță de... Un piculeț mai avem, cum mi spune domnul viceprimar, un piculeț, apa-i bun, un piculeț mai avem. Domnilor, a ajuns piculețul ăla până sus. Domnul primar, toți așteptăm apă. Nu mai așteptăm vorbi în fiecare zi, prelungiri. Să vedeți că acum suntem pe ultima sută de metri. Noi suntem pe ultima sută de metri de 12 ani. Dacă nu, ascultați-mă, spun eu, dumneavoastră vă angajați că în iunie, dacă nu puneți proiectul ăsta în mișcare, vă dați demisia din punctul de vedere? Da, domnul primar. Vă dați demisia? Nu discutăm. Pe dar ce discutăm? Eu nu vom continua. Dumneavoastră ați procedură. De 12 ani tot pe procedură suntem. De 12 ani. Vă rog, răspunde domnul. Da, domnul consilier. Dumneavoastră trebuie să știți foarte bine că a spus de-a lungul acestei perioade de implementare în mai multe rânduri viceprimar. Și așa ați susținut, și așa ați analizat, și ați constatat că așa stau procedurile, de vorba domnului ilustru consilier județean PSD, care a venit cu autorizare. Domnul primar, vă rog să păstrăm o legătură a domnului Sinic raportată la colegii, invitați și așa mai departe. Ocrizia, revin. Deci nu ați revenit. Vă rog frumos, domnul consilier. Vă dau cuvântul, dacă doriți. La discuție. Deci, dumneavoastră, vreți să aduceți investiția apă și canal într-o zonă de șantaj. Vreau să vă spun că acest proiect îi șantaj în momentul în care vii și soliciți demisia cuiva pe motiv că cineva a început un proiect, vorba domnului viceprimar, fără mâini, fără picioare, fără într-un stadiu... Cum a fost fără mâini, fără picioare? Ipotetic vorbind, dacă știți ce înseamnă. Dacă nu, vă rog să vă abțineți. Vă rog, nu mai jigniți în timp. Discutând de acest proiect, care știți foarte bine, a fost preluat cu un constructor în insolvență. La momentul respectiv, toți vroiau blocajul acestui proiect. Eu l-am menținut pe motiv că este o necesitate pentru comunitate și l-am adus la final. Cu bune, cu rele. Mă repet, dar asta este. Am ajuns la final. Vreau ca prin votul vostru să dăm curs la închiderea acestui proiect și trecerea la etapa de racordare. Prin hotărârea dumneavoastră, ce o veți lua în această zi, depinde dacă cetățenii comunei Boci
vor avea apă la robinet anul acesta sau nu. Da, domnul, să termine dialogul și vă dau dreptul la repede. Stimate, domnul Brelanț, ești domnul. Eu vă întreb o întrebare dumneavoastră, căutați ușurel să reduceți în altă zonă. Eu v-am întrebat dacă nu-l finalizați, dacă nu începeți această lucrare. Dumneavoastră nu spuneți că noi blocăm. Dacă noi blocăm acest proiect, eu de 12 ani, de când sunt consilier aici, eu totdeauna am fost de acord că comuna Băuță aibă apă și casa. Dumneavoastră, de ce nu l-ați dus la fânsul și de ce nu l-ați dus? Dumneavoastră veniți acum și îi spuneți pe ultima sută de metri că noi suntem vinovați. Dar de ce suntem noi vinovați? Că dumneavoastră sunteți capabili să finalizați un proiect? Care sunt proiectele pe care l-ați făcut până acum? Pe nimeni, domnul. Care sunt proiectele care l-ați făcut de 12 ani? Vă timp pe rând. Care sunt proiectele? Că tot timpul ne învinovățiți pe noi. Suntem toxici, suntem nu știu cum suntem, dumneavoastră sunteți foarte corect, dar nu puteți să duceți la bun sfârșit un proiect. L-am adus. Nu l-ați adus, domnule, dar de când? Dar de când discutăm noi de această problemă, acest proiect? Acest proiect, de când îl discutăm, am fost de acord totdeauna. Ce se întâmplă de nu? Nu mai terminați. Care sunt pierderi? Asta vreau să vă spun, să înțelegeți. L-am terminat, aveți sume finale, aveți statistici, aveți tot, nu puteți să mai veniți. Alte sume, nu știu de unde. Procedura de bază. Acum final. Mulțumesc, domnul președinte. Dreptul la replică, domnule consilier Zicea. Da, vă mulțumesc, domnul președinte. Domnule ilustru primar, asist cu o amărăciune în suflet la această ședință în care vă, în ghilimele, scremeți să ne explicați de ce în 11 ani nu a reușit și încercați acum să convingeți sau să ne amăgiți încă o dată că totul va fi făcut pe 29 iunie. Ceea ce nu cred. Nu e posibil. Nu este posibil. Domnul consilier, sunteți conștient. Lăsați-mă să vă cerat în față. Da. Dacă ne întrerupem, discuțiile se duc într-o altă zonă. Vorbim pe rând. L-am auzit pe domnul viceprimar discutând de extindere de rețea. Până și doamna este de acord cu mine că nu poți extinde ceva ce nu este funcțional. Până da. Nu este funcțională rețeaua de apă. Vorbim de extindere. Doar din dragul discuțiilor. Avicii mei au fost după ce termină. Domnul! Cunoașteți altă procedură de finalizare decât da, 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 asta da, 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 aveți dumneavoastră la PSD altă formulă? Nu. Avem proceduri făcute de oameni gos, poda. Domnul! Da. Vedeți un pic comunile vecine, comuni în care într-un mandat, 4 ani, 5 ani, 6 ani, 7 ani, s-au întâmplat lucruri. Da. Lucruri care nu sunt răspunde noi. Primarii ajuns unde au ajuns, da. Care au sărit etape. Și de fiind este ilustru consilier Nistor, nu? Păi așa a spus, că eu sunt fiu. Dumneavoastră veni și mai ilustru primar de scop, în cei 11 ani, în care nu a livrat absolut nimic, doar date, 29, 30, 32, noroc are cea mai lungă lună, are 31, că altfel aștepta 32. Deci Domnul Vasile, vă rog frumos să faceți liniște. Ai dreptate, domnule.
De ce nu-i dați dreptate? Păi, dar de ce să-i dea dreptate? Trebuie să stea la adevărul. Că vede primar. Vede adevărul de spațiu. Trebuie să stea, să ascult. Înainte de a încheia subiectul ăsta, dialogul ăsta contundent între voi și voi. Vreau să fie cel mai mare gospodar, ca să nu mai fii. Vreau ca domnul primar să argumenteze cele spuse aici, subtil, așa, faci jignit de o afirmație prin care ne-a pus pe toți într-o zonă de disconfort. A spus că domnul consilier județean influențează votul. Cu ce să puteți argumenta sau doar faceți exerciții de logopedie aici? Păi pentru ce a venit astăzi în ședință? Păi pentru ce vorbea pe sub masă cu domnul consilier? Avem filmat. Păi pentru ce vorbea pe sub masă? Este interzis. Este interzis dialogul. Este interzis dialogul. Ce vorbim, bă, este interzis dialogul. Când? La ce putem pe timpul ce-au zis? Am zis că nu mai răspund la vot. Cred că s-a creat o confuzie. Vreau să o întreb pe doamna consilier. Care să, dacă se mai poate, mă scuzați, dacă se mai poate amâna acest proiect, sau, deci exact pașii, ca să nu mai, cred că s-a creat confuzia, că se poate amâna, că fiecare a venit și a spus că o să se vină cu amânare, o să se vină cu... E ultimul termen. Asta vă să depinde de dumneavoastră dacă dați drum la apă sau nu dați drum la apă. Eu mi-am făcut datoria. Sistemul este funcțional. Sistemul este funcțional. Avem apă potabilă. Dacă dumneavoastră decideți și vreți să dați drum la apă, închide proiectul. Dragi colegi, o întrebare retorică. Domnul consilier, vă rog, chiar în domnului, nu mai înțelegeți de rog, asta. Spune-mi. Documentația este deja întocmită, deja mai sunt unele documente de pus, printre care și această hotărâre din Consiliu, pentru a putea finaliza acest proiect. Apoi vedem și ce clarificări să răspundem la clarificări, totul este... Teoretic. Avem documentele. Deci, teoretic. Se poate depăși data de 29 iunie? Nu. Deci atunci ar trebui să fie maximul. Dacă nu depunem, ce se întâmplă? Dacă nu depunem, ce se întâmplă? Deci pierdem finanțarea și noi suntem obligați să plătim din bugetul local. Corect? Corect. Stimați colegi, haideți ca să nu muncim. Noi acum discutăm în prima fază de finalizarea proiectului. Blochează bugetul. Asta am vrut să puntez. Am vrut să punctez ce se întâmplă dacă nu. Deci, din suma totală eligibile, s-au făcut decontări. 4 decontări până în acest moment. O să trebuiască virați acei bani înapoi la afir. Bine, o să fie foarte multe costuri. Penalități și tot ce... Da, instanță, ani pierduți în timp. Deci, haideți ca să ne lămurim. Noi astăzi discutăm de finalizarea proiectului. Da, sumele sunt... Putem să discutăm cât vezi pentru Brașov. Dar nu cred că este momentul, oportun să o discutăm acum. Haideți să dăm drumul la acest proiect și după aia vedem care și cum și-o asumă. La anul vin alegerile. Bănuiesc că o să fie penalizat cel care nu... Nu știu, domnul consilier Ionuț. Bună ziua, domnul consilier. O singură întrebare pentru domnul primar și domnul administrator. Se finalizează în luna lui iunie toate documentele. Cât durează până la prima branșare? Un termen. Păi, de ce domnul fost vice bufniț așa? Credeți domnul Vasile. Procedural și etapizat. Am mai vizit domnul Stoian. Dați voi să spuneți. Am mai vizit domnul Stoian și vă vom explica pe fiecare fază în parte cu responsabilitate din partea mea. Domnul administrator, dați-ne o dată, 15 septembrie, ce branșări? Dau un exemplu. Deci v-am spus, vă explic fiecare etapă pe raport la ședința următoare, care vă voi spune. Asta nu este, un răspuns. Noi avem, v-am mai spus, avem proiectul de branșare. Da? Atât la apă cât și la canal. Sunt cereri depuse. O să vedem costurile pentru fiecare persoană în parte pe cerere.
Iar în luna lui iunie, este pe procedură, dar nu avem nevoie de prelungire. Deci este un alt, o altă investiție. Proiectul apă și canal cu fonduri europene se finalizează prin documentele pe care le cere acum domnul primar. Până la 29 iunie este, va fi finalizat cu recuperarea sumei de bani. Iar proiectul de branșare este un alt proiect care este susținut din bugetul local. Anterior, dacă știți, a fost aprobat un regulament, au fost aprobat indicatorii tehnico-economici, noi le avem pregătite. Tocmai de asta vreau să vi le pun pe tapet cu hotărâri de consiliu local, cu proiect în spate, cu regulament în spate. De asta am zis că nu pot să vă dau răspunsul pe loc. Eu vă aduc documente care au fost emise de-a lungul timpului privind branșarea. Bun, mulțumesc. Domnul Adrian, da, mulțumesc frumos, domnul președinte, domnul primar, domnul secretar general. O întrebare pentru doamna consultant. Spuneți-ne, vă rog frumos, termenul limită pentru care trebuia depusă documentația finală care a fost. A expirat pe 29-a, oricum noi am depus în data deci de 29. Deci termenul a expirat, da? Oricum. Dar așa mai cert o... Stimați colegi, am avut vreo hotărâre din Consiliul Local prin care să prelungim acest termen? Nu. Dar nu prelungirea. În 29 noi am primit documentația scanată la Iași. La Iași. A verificat-o. Ne-a dat o fișă de verificare. Și ne-au transmis niște documente care ar mai trebui transmise la ei. Și o notificare de prelungire este un formular tip al lor de prelungire cu încă 15 zile lucrătoare. Adică, a depunerii dosarului. A depunerii dosarului final și original, că le avem, putem să le depunem în formă scrisă la ei. Noi acum l-am trimis în scanat, deci, pentru verificare online. Da. Cu obligația de a depune clarificările astea prin pe care și hotărârea. Bugetul final. Stimați colegi, ați avut cu toții în față acest document, care este partea finală a acestui proiect, apă și canale. Dar așa cum scrie în tipul. Deci rugămintea mea, având în vedere că avem peste 200 de cereri îndosariate la noi în primărie, cereri făcute de către cetățenii din Comuna Argoși, pentru branșare. Avem peste 200 de cereri îndosariate. Deci, ca să nu mai facem speculații că nu sunt, că sunt, că nu sunt, avem proiect de hotărâre pentru branșări. Aprobat de noi. Avem absolut totul. Absolut totul ca acest proiect să intre în maturitate. Să terminăm cu el. Deci rugămintea mea este lăsat la o parte informații sau anumite interese a unora sau altor ca acest proiect să nu se finalizeze. E păcat. 12 ani, așa cum a spus fiecare, aveți dreptate, nu contest, nu neg absolut nimic. 12 ani, au fost 12 ani de muncă pe acest, pentru acest proiect. Cu reli, cu buni, cu mai pricepuți, cu mai harniși, cu mai puturoși, cu mai leniși, cu mai... Cu de toate am fost aici. Da? Nu neg absolut nimic. Dar înțelegeți că este partea finală. Haideți să votăm acest proiect și după aia aveți posibilități să criticați pe primar, pe viceprimar, pe alți consilieri, pe alte subiecte care vor fi de aici încolo. Vă rog frumos, haideți să înțelegem o dată pentru totdeauna, că nu pricep de ce există atâta îndârjire să nu finalizăm acest proiect. Nu pricep, eu nu înțeleg. O să intervină puțin, domnul Verel, dacă îmi permiteți? Da. Sau, haideți, era important să intervină acum, dar din respect, dumneavoastră, mă dau. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Eu, din punctul meu de vedere, văd lucrurile mult mai simple. Nu spunem 30 iunie, 30 iulie. 1 august. Sfârșitul august. Dacă până la sfârșitul august nu încep branșările, vinovat să faci domnul administrator și domnul primar. Da. Dacă noi nu votăm acest proiect și îl blocăm acum, vinovați sunt cei care blochează proiectul. Corect. Și rămânem fără apă. Clar. Toți avem nevoie de apă. Corect. Țipăm, urlăm că îi secetă că aducem apă cu bidoane pentru că mor animale de sete. Dacă ne vorba să dăm drumul la apă, din grupuri, nu și nu și nu, sunt interese. Mie nu mă interesează interesul, nici de stânga, nici de dreapta.
Eu vreau să te felicitez odată, dracu, cu apa asta, că avem nevoie toți. Mulțumesc. Bun, mulțumesc. Aș vrea să întrebim puțin pe ce a spus domnul Munteanu. Domnul Munteanu, ați spus, vă rog frumos, ați spus că anumit consilier local luptă cu îndârjire, să nu înțelegeți îndârjirea asta împotriva proiectului de apă și canalizare. Nu știu de unde v-a ieșit și care sunt argumentele dumneavoastră pentru astfel de remarci, dar trebuie să știe toată lumea un lucru adevărat, 100% adevărat. Niciun consilier aici, de aici, în Consiliul Local, și nu vreau să cred că există cineva în sala asta care să se opună sistemului de apă și canalizare din Comuna Bucur. Nu există așa ceva. Problema este următoarea, din punctul meu de vedere. Dacă o să fiu sau nu de acord cu acest punct de vedere, rămâne de văzut. Acea îndârjire cu ghilimele de rigoare, ca așa, dacă o puneți cu ghilimele, poate are motivație. Acea îndârjire a noastră este datorată faptului că încrederea în cei care s-au ocupat de acest proiect de acum 12 ani și până acum este atât de mică, încât este exact ca vorba aia românească. Am suflat când ne opărim cu ciorbă, suflăm și în iaurt. Ori noi nu vrem să dăm un vot pe niște hârtii și pe niște promisiuni deșarte făcute de domnul primar sau de domnul administrator public, care ne-a obișnuit cu astfel de promisiuni, anual le face. Anual vin cu niște adăugiri la proiect, cu niște costuri de miliarde pentru specialiști, pentru consultanți, pentru așa, dar nu se întâmplă nimic. Realitatea este una, domnule consilier, domnule viceprimar. Noi, ca OAT, cheltuim o grămadă de bani din bugetul local pe niște presupuse necesități, anexe, specialiști și consultanți pe proiectul de apă și canalizare, bani care pleacă din bugetul local și care ar putea fi folosiți în alte zone pentru a crește nivelul de trai al comunității, și datorită conștientizării acestor probleme, am văzut, domnule primar, 728.000 de lei cheltuiți. Da. Da? Ce am primit noi în schimb? Nimic. Au primit în schimb în buzunare niște consultanți, niște specialiști, niște bani din banii comunității buhocene. Atât. De asta avem suspiciunea, de asta ne îndârjim, pentru că nu mai acceptăm să înghițim orice broască pe care ne pune pe masă domnul primar sau domnul administrator public. Asta este problema de fapt. S-au cheltuit 728.000 de lei, scrie acolo în bugetul ăla. Unde se văd banii ăștia în Comuna Buhoci? Există un singur punct de acordare? Nu. S-a făcut vreun test de presiune a apei pe acest sistem? Da. Nu. S-a făcut. Domnul Stoian avea țeava ieșit afară la 1,5 metri. Nu e. Dacă o țeavă, un recipient este deschis, cum îl presurizați dumneavoastră? Spuneți, domnul Stoian, dacă aveți ceva. Am făcut cunoscut cazul ăsta. A venit domnul viceprimar cu angajații primăriei, cu Bundoș, cu tot ce a fost acolo, o săpat, a făcut un cămin, o a stupat țeava, o băgat-o de sub, nu mai știu dacă a terminat să o izoleze aia care traversează râul sau nu. Să ne răspundă dacă o izolat-o sau nu. Știu că s-a lucrat acolo, s-a remediat chestia. Bun. Mulțumesc. Încă o rebarcă. Deci, bănuiesc că sunteți de acord cu ce am spus eu. Nu suntem îndârjiți deloc. Suntem doar foarte atenți la ce se întâmplă. Nu mai vrem să se mai cheltuiască haotic bani public. Domnul președinte, eu am recunoscut. Bun. Eu vreau să motivez îndârjirea asta pe care ați spus-o. Am recunoscut tot felul de lucruri pe care s-au petrecut în decursul timpului, începând de la ziua numărul 1. Ziua numărul 1, când consilieri erau alții, nu suntem de aici, primar era altcineva care nu e aici. Știm cine este firma Rombet, cred că nu mai există cineva de aici care nu știm cine este firma Rombet, de fapt nu mai există firma Rombet, de fapt nici nu mai există firma Rombet. În același timp, subliniez că în același timp s-a început proiectul de apă și canalizare la Săucești, în același timp s-a terminat în 2 ani, dar cu altă firmă. Și nu mai intru în amănunte. Okay. E păcat acum că suntem la sfârșitul perioadei în care nu dați niciun cec în an, nu dați nimic. Apropo, ce s-a cheltuit? Exact. Ce s-a cheltuit? Exact. Păi tocmai asta exact. E, îmi deranjează. Dar fără acest proiect, fără acest vot al nostru, proiectul pică. Trebuie dăm bani înapoi. Dar recunosc, domnule, 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 domnule
Supunem la vot acum, vom da justificări, da? Până atunci, unde o să ajungă acolo? Stimați colegi, stimați colegi, de 12 ani suntem pe proceduri. De 12 ani suntem pe proceduri. Am venit, eu v-am ascultat, domnul Munteanu, de respect eu v-am ascultat. Dacă dumneavoastră căutați să mă băiați, îmi pare rău, aveam pretenții mari la dumneavoastră, mai ales acum că sunteți în această funcție. Știți dumneavoastră, eu vă respect tot de la dumneavoastră, dar dumneavoastră doriți ca să mă încălecați așa, dar să știți că nu o să reușesc. Îmi pare foarte rău că de 12 ani sunteți pe procedură. Dumneavoastră veniți cu alte idei, mai avem un piculeț, dar suntem pe procedură. Lăsați-ne cu minciuna, cu piculețul, că nu mai putem suporta minciuna, nu mai putem, vedeți, eu care totdeauna eram în verfloață, am apă, acum veniți cu prelungiri, veți vedea că pe 12 sau 29 iunie va fi gata doar documentele. Da. Doar documentele. Pe 29 iunie veți veni din nou cu o prelungire. Uitați-vă bine ceea ce vă spun și o să rețin și în procesul verbal, doamna secretară, să spiculați acolo ca să vă aduc la cunoștință. Veți vedea că 29 așa va fi, se va întâmpla. Pe procedură vom fi și veți veni din nou și veți spune că, stimați colegi, ne mai este necesar încă o prelungire de o lună de zi. Așa se va întâmpla. Pentru că de 12 ani, dacă era ce trebuia să fie în această comună, trebuia să finalizăm un proiect, barmă un proiect. Că și așa nu am realizat nimic în comun. Nimic. V-am întrebat de să facem niște rigole. Da, e pe procedură. V-am venit cu proiect. Facem o scenă. Da, e pe procedură. Domnilor, suntem pe procedură, nu? Asta este cuvântul ăsta, schimbați-l. Și cu piculețul ăsta. Hai să lăsăm deoparte piculețul și procedură. Să trecem la fapt. Nu facem absolut nimic decât de amăgim. De asta cu toți am devenit înverșunați. Bă, când o finalizează? Când? Data concret. Niciodată n-ați venit congresului. Domnule, pe data de 29 iunie 1984 sau 1900 sau 2000, atunci se va finaliza proiectul. Văd că totdeauna vă eschivați. Când este vorba de an, vă eschivați. Mai avem un pic, dar suntem pe procedură. Am ajuns, domnule, la final. Asta vă explic. Care final? Asta este. Pune, doamna, explicat foarte clar, eu am înțeles destul de clar. Va finaliza documentele până în... Păi a spus că veți finaliza. Am scris destul de clar ceea ce ați stipulat. Între care și hotărârea de consiliu local. Doamna consultă, mai sunt necesare niște documente, vă parafrazez, vă permiteți, da? Printre care și această hotărâre de cele. Celelalte documente care sunt și care sunt cele necesare. Celelalte, în afară... Autorizațiile de funcționare, dar noi, prin proiect, putem depune doar adresele de înaintare a documentațiilor în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare. Deja am obținut două autorizații din trei sau patru. Mediu, DSP, Apele Române și DSPSA. Am înțeles. Nu ar fi mai sănătos și mai practic pentru noi să luăm o decizie în cunoștință de cauză, 100%, să nu mai existe dubii sau înverșunare, sau motive de înverșunare de nicio parte, să acceptăm acele avize. Eu înțeleg. Dar să vină autorizațiile. Dar nu e neapărat și domnul am depus deja adresele prin care am depus documentațiile. Acele autorizații trebuie să le depunem într-un termen de un an de zile. Avem o declarație pe care domnul primar a semnat-o și am depus-o la proiectul total. Adică când o să avem autorizații, în termen de un an de zile trebuie să le depunem la AFIR. Adică acele documente nu sunt. Dacă le avem, le depunem acum. În acest termen prelungit. Dacă dați voi. Este o cronologie. Solicitările pentru autorizație sunt depuse la toate instituțiile, numai că Apele Române nu poate elibera autorizația fără avizul celor de la mediu sau al DSP-ului. Sunt niște reguli. Deci ei le-au privit, avem număr de registrare, totul e la documentație, totul e ok. Astea sunt niște acte de clarificări ulterioare care le vom depune. Să închidem proiectul cu bine, să nu se răsfrângă asupra administrației.
pe viitor, că acolo se ajunge. Deci sunt bani veniți prin diferite tranșe, cum a spus doamna consultant. Deci au, noi ne-am făcut treaba, am justificat prin documente, prin verificări verificările făcute de cei de la AFIR. S-au decontat sume, s-a mai făcut o etapă de lucrare, iar la aceeași procedură verificări, iar decontări și avem patru tranșe de plată solicitată acum. Cu a cincea ne închidem pe proiect. Dacă blocăm proiectul și riscăm, doamna consultantă, mai spuneți o dată, să ne luăm din păi ce domnul consilier Ionuț, din câte știu, poate Boci are o sesizare făcută, nu poate continua apa și canalul până când nu se înlocuiesc tuburile făcute de domnul vice. Nu. Așa scrie. Discutăm de secțiunea de branșare. Haideți să nu ne amestecăm. Dacă avem un pic de logic în ceea ce s-a discutat în ședința aceasta. Deci nu, haideți să nu le amestecăm iară cu raportarea, cu finalizarea proiectului apă și canal. Trebuie cum finalizează dacă... Cum pot să mă mut într-o casă dacă casa nu-i terminat? Nu am casă. Bun. Vă rog frumos, domnul. Mă uit încă o dată aici și văd sumele complete, totale, de undeva la 11 milioane. 11.516.000 de lei. Noi. Acești bani au fost cheltuiți. Și mă repet încă o dată. Vizualizați investiția asta undeva, în comuna asta, dragi consilieri. Vizualizați, domnul Vasile, vă întreb și pe dumneavoastră. Ați văzut cheltuiți banii ăștia în ceva vizibil în comună? Scuze-mă că eu n-am fost mereu la ședința mie de acum, dar dacă noi nu respectăm pe domn primar și au zis că ultima fază este că o finalizat. De ce nu suntem de acord? Și în 2019 tot la fel s-a spus în 2019. N-a fost la ședință, dar dacă... Nu, dar vreau să spun că dacă și doamna și domnișoara de acolo au spus că s-a finalizat, dar dacă ar fi toată masa de acord, să nu mai începem de la capăt, că și eu suntem toți gospodari. Dar dacă nu poți să faci deodată, casa aia mare și gospodăria. S-o ia de la ceva, că o zis domnul primar. Da, domnul? Cu încet și domnul Munteanu a zis un cuvânt bun. Domnule, s-a făcut în 12 ani de la domnul Iftimi zice că suntem sătui de atâtea probleme, de atâtea... Dar, măi frate, nu se poate face din prima. Ai fost și viceprimar? Dar ce s-a făcut concret? Concret, s-a făcut, s-a făcut. Ce adică ce s-a făcut? S-a făcut, s-a făcut. Da, s-a făcut, s-a făcut, s-a făcut, s-a finalizat. Mulțumim frumos, dar respectați-le și dumneavoastră. Bun. Cred că fiecare dintre noi și-au spus părerile, punctele de vedere, propun să spunem la vot și fiecare cu conștiința lui votează. Da. Da. Înainte de a supune la vot acest proiect, vreau ca toți consilierii mei și invitații și ceilalți domni și doamne prezenți aici să înțeleagă un lucru. Nu se opune nimeni proiectul de apă și canalizare, dar nu acceptăm abureala. Corect. Care ne învață domnul primar totdeauna. Deci aici sunt cheltuieli. Vă rog, domnul primar, vorbim pe am ascultat. Vorbim de 11 milioane jumate cheltuite și nu se vede nimic. Vă rog, aveți dubii, domnule. Spuneți unde aveți dubii. Văd aici o sumă și nu văd nimic în teritoriu. Păi cum nu vedeți gospodăria de apă? Nu vedeți gospodăria de
ape uzate, ce nu vedeți conductele și căminile prin buoci, spaurile. Păi nu mai, nu are. Domnule primar, este melodie care spune. Avem avize de la DSP, precum că apa recoltată este potabilă și așteaptă să fie livrată către cetățeni și dumneavoastră nu vreți. Și acuzați primarul că e puturos, că nu vrea să facă nimic. Am făcut, domnule, am făcut până aici. Depinde de dumneavoastră să continuăm sau nu să nu continuăm. Dar exact. Vedeți dumneavoastră pe șantaj, dați-vă decizia, puneți viceprimar cu ăla, faceți cu ăla. Domnule, eu nu răspund la șantaj, eu discut aici pe documente și răspund pe temei legale. Domnule primar, orice expresie nejustificată, neargumentată este doar, vă rog frumos, puțin respect, v-am întrerupt eu pe dumneavoastră. Păi nu, vă spun că orice expresie și acuze pe care o faceți neargumentată este doar un exercițiu de logopedie, învățați să vorbiți sau ce? Că noi ne-am săturat de exercițiile astea dumneavoastră de logopedie, nu le spuneți nouă cum ați face popa care cântă slavonă. Vă rog frumos! Eu fac exerciții de logopedie, dar dumneavoastră faceți exerciții de memorie. Nu, deci nu vă dați seama sau nu realizați prin toate activitățile noastre de campanie prin comun, nu ați văzut spauri, nu ați văzut cămine pentru... Le-am văzut. Nu ați văzut gospodăria de apă care e spatele dumneavoastră? Nu ați văzut. Păi sunt aici documente justificate. Știți cum e o melodie? Spune ce folos, ce folos viața fără de Hristos. Și aici la dumneavoastră. Ce folos că aveți niște... Avem apă potabilă. Dumneavoastră decideți dacă o dați la cetățeni sau nu dați la cetățeni. Dumneavoastră decideți că o dați de mult, dar n-ați dat-o, nu sunteți capabili. Vreau să spun că acele chichinețe făcute de dumneavoastră cu miliarde și cu zeci de miliarde date către consultanți și cu metrei, da? Acelea sunt inutile. Sunt inutile. Nu, domnule, este deci realitate. Există un proiect avizat, studiat, Este studiat pentru cheltuirea anuală a miliarde. Vă rog, domnule. Stimați colegi, haideți să clarificăm lucrurile foarte clar. În spiritul celor spuse de domnul președinte, suntem la ordinea de zi. Pe procedură, nu, suntem la ordinea de zi, domnul. La ordinea de zi, proiect de hotărâre prin aprobarea actualizării indicatorilor financiari aferent sistemului proiect integrat sistem alimentare, apă și canalizare. Acest sistem este un complex de construcții, de țevi, de alte elemente care conduc apa la domiciliul cetățean. Asta o spus domnul primar, domnul. Picule. O spus totul. Ce să mă o preluăm? Puteți să conduceți ședința? Bineînțeles că pot. Mulțumesc mult. Să văd. Păi, se vede, se vede. Nu vorbim. Toți discutăm de fapte. Deci, în momentul în care am depus documentația la DSP, am buletinul de analiză în față, dacă vreți, îl dau la toată lumea, în care amonul era maxim 0,5, avem maxim 0,0141. Vreau să vă spun că cei de la DSP, am discutat cu toată echipa de la DSP, cei de la DSP a felicitat Comuna Buhoci. Nu m-a felicitat pe mine sau pe primar. A felicitat Comuna Buhoci de modul cum s-a prezentat sistemul de apă. Cu plăcuții de semnalizare, cu curățenia care există acolo, cu faptul că erau lacăti pusi pe poartă, lacăti pusi la puțuri și absolut tot sistemul de... am fost felicitat cu Comuna Buhoci. N-a fost felicitat. Viceprimarul Munteanu sau primarul Comuna Buhoci, suntem unicați în județ de modul cum a fost prezentat acest sistem de canalizare. Dacă m-am săturat de expresia 12 ani. Da, 12 ani am trecut, asta e. Nu putem să spunem că nu sunt 12 ani.
La ce ne folosește? La ce ne folosește? Să reiterăm din voce în voce, din om în om, 12 ani. Ne folosește la ceva? Știm că 12 ani, asta e. Trecuți. Cu bunii curele. Suntem în faza. Și vă rog, domnul președinte, să supuneți la vot proiectul. Să supuneți la vot proiectul. Mai sunt discuții. Probabil. Mai avem și alte puncte la ordine de zi. Domnul mai e. Păi, 10 ori de-aia că nu te vorbim local. Sigur, vorbește. Estimați colegi, care chiar nu v-a ajuns minciuna asta, nu vă plictisește minciuna asta? La fiecare ședință, când discutăm despre acest buget, venim cu acea laudă, că apa este foarte potabilă, că chiar este potabilă, chiar acum am venit cu apa. Dar de 4 luni de zile, de 4 luni de zile cu acest subiect veniți și ne spuneți că apa este potabilă. Noi întrebăm altceva. Când începem acea racordare? Când? Concret? Data? Asta cere. Asta cere. Nu cerem. Că apa este bună, că ne ducem din nou, iar apa este bună. Nu, ăsta nu este un răspuns. Știm că este bună, știm că ne-ați spus. Probabil ne aduceți și documente și ne arătați că este bună. Sunt de acord. Sunt de acord cu dumneavoastră că apa este bună. Dar dacă este bună, hai să o folosească cetățeanul din comuna Mohoci. Păi cum o folosește cetățeanul? Cum? Are lacă. Hai să ne apucăm, haideți să ne apucăm o dată pentru totdeauna și să dăm exemple concrete, să dăm date concrete. Data de este data din ce? Așa veniți din nou și tot la fel se va finaliza proiectul. O să vedeți că o să spuneți, domnul Mocan avea perfectă dreptate. Eu pus loacă. Bun. Eu vă mulțumesc. Domnul președinte, să vot. Domnul Vasile, vă rog. Domnul Vasile. Ceea ce-o zis, domnul primar. Domnul Vasile, vă dau afară, e punctul meu. Încetați cu imixiunea asta dumneavoastră, aplaudat cu domnul Iisistor. Vă rog frumos. Domnul consilier Lucian Copu vrea să pună o întrebare domnului viceprimar. Îl dau pe speaker. Spuneți, domnul consilier. Acum acasă, dați drumul la apă. De ce în ultimul ceas, hai să facem, hai să dregem, pe când până acum nu s-a făcut nimic. Și totuși sunt 12 ani fără să faci nimic. Mi se vede că n-ați făcut nimic. Mulțumim, frate! Domnul Mocan, domnul Mocan. Domnul Mocan, domnul Mocan. Domnul Mocan, domnul Mocan. Domnul Mocan, domnul Mocan. Trebuie să răspundă la reacție. Răspunde, domnul. Răspunde. Apropo de ce a spus domnul referitor, referitor la domnul indice Muntean. Da. O pus o întrebare corectă. Dar aceeași întrebare este valabilă și pentru domnul Mocan, care a fost vicit de 2 ori. Ce-a făcut în 2 mandate? Și domnul Ilieș, un an de zile cât a avut. Ce-a făcut? Sunt într-un totul de acord cu domnul Mocan, ce spune și tot repede, tot repede. Dar să vedem și o soluție. Domnul, am trânsat acuzații. Domnul, hai să ne readucem aminte foarte bine. În mandatul meu a fost acea pandemie. N-am putut să fac absolut nimic. Da, s-a scos omul. Imediat când vreau să fac, ascultați-mă cu mare atenție. Dacă făceam un referat, ascultați-mă, făceam un referat. Și vă spun de față cu toată lumea că eu să știți că sunt foarte transparent când spun lucrurile. Le spun pe față. Făceam câte un referat și mergeam la domnul administrator. Domnul administrator, trebuia un compresor la... Domnul Mocan, nu avem bani. Nu știți că pandemia nu ne... Domnul primar ne spune în perioada aia. Domnul Mocan, îmi pare foarte rău. Ați prins o perioadă foarte proastă. Avem cel mai mic buget. Este adevărat, domnul primar? Veniți cu referatul dumneavoastră. Veniți să spuneți cu referatul în față. Nu inventați, domnul... Nu este adevărat. Nu, domnul. Veniți cu referatul în față. Domnul, eu știu ce vorbesc. Domnul, eu știu ce vorbesc. Eu știu ce vorbesc. Iar în perioada... Iar în perioada... Când am fost eu viceprimar, dacă vă aduceți aminte, așteptam doar o hârtiuță de la Consiliul Județean, care, de fapt și de drept, așa, ai s-a... Au venit după ce am ieșit eu din funcția de viceprimar. Apucați să faci o bancă. Asta este realitatea, domnul. Sunt de acord. Asta este. Veniți cu o soluție pentru a racorda și a da drumul la apă. Dacă blocăm, o
să avem apă? Nu, 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 domnule, corect, dar eu am spus cumva că am blocat odată, arătați-mi un proces verbal unde Mocanu, consilierul Mocanu, adevărat, a fost de acord, da. Am fost împotrivă ca comună poți să aibă să nu aibă. Și atunci nu cumva vă ia, nu cumva vă ia gura pe dinainte? Păi nu. Păi eu cred că vă ia gura pe dinainte. Vă ia gura, doamnă, doamnă. Eu nu am spus niciodată că nu doresc apă în comuna Mihocea. Am spus întotdeauna, doresc apă, pentru că doriți și cetățenii. Păi, da, dar nu, nu veniți cu argumente de genul că eu nu doresc. Nu veniți, nu veniți. Vă mulțumesc, domnul președinte. Acum domnul Mihoceanu are dreptul, domnul Mihoceanu. Același efort care îl depun acum, l-am depus și atunci, același efort l-am depus și în prima ședință, așa cum am mai spus, în care am susținut atunci, domnul consilier Mocan era prezent aici, domnul Ilieș era prezent aici, din cei vechi, în care eu am susținut în anul 1, când după mandatul doamnei Rodica Odobișteanu, mandatul care l-a avut ea de 4 ani de zile, se punea mari semne de întrebare pe acest proiect. Atunci am susținut. Era teama unor consilieri de faptul că o să dea bani înapoi. Vă aduceți aminte, domnul Mocan, da? Că o să dea bani înapoi și am spus foarte clar, domnilor, răspunderea din punct de vedere juridic, răspunderea fiecăruia, și spun acum pentru toți, răspunderea este individuală. Nu este răspundere colectivă în Consiliu. Eu nu răspund pentru votul lui, nu răspund pentru votul lui, el nu răspunde pentru votul meu. Și am spus, nu există absolut niciun pericol pentru noi ăștia care suntem acum, de faptul că 4 ani de zile alt Consiliu a luat o decizie proastă. Nu răspundem noi pentru decizie, răspund ei pentru decizia asta. Și am zis, haideți, fraților, să dăm drumul acest proiect apă și canalizare, cu greu, cu greutățile care au fost la vremea respectivă, să-i dăm drum, pentru că apa este un lucru vital pentru omenire. Suntem într-un secol, în secolul 21, nu mai putem să mergem în spatele, nu ne mai dă voie comunitatea europeană. Nu ne mai dă voie comunitatea europeană. Deci rugămintea mea, și cred că am răspuns și domnului consilier, deci am depus efortul din prima zi de mandat. Atât am putut ca virgulă consilier. Și când am fost viceprimar, am făcut tot ce mi-a stat în putință ca acest proiect să urgenteze. Să se ajungă la finalitate. Hai să sintetizăm puțin. Deci, votul ăsta pe care îl cere domnul primar astăzi, vă dau cuvântul meu, este pentru a gira această cheltuială. Da? Deci, pentru total investiție, proiect, apă și canal. Girat, am votat. Știu? E nouă. Asta este o cheltuială efectuată, dar nu e bugetul. Care l-am votat noi. Păi l-ați votat, bun. Nu, noi toți și noi votăm. L-am votat și pe ăsta eu. Da, pentru că și cheltuiele etapizate. Votați sigur că ai votat, nu e un proces de ceva. Nu, nu e primea, am votat pe toate ședințele. Deci nu s-a putut demara o procedură cu mea peste asta, fără girul Consiliul Local. Și acum am ajuns la final și confirmăm celelalte voturile noastre. Dacă ne-ați păcălit până acum cu Valiverde, dar acum încolo nu o să mai facem. Să înțeleg că asta v-ați fost păcăliți. Da, ne-ați păcălit, dar acum am verificat și nu mai vreți să fim păcăliți. Domnul președinte. Vă rog, domnul. Stimați colegi, parcă am discutat și parcă nu ajungem la un final. Din punctul meu de vedere, pentru bunul mers al acestui proiect și pentru a-l finaliza, haideți să dăm mână cu mână și bravo, acest proiect să treacă. Și de data aceasta. Da. Dar vă dau cuvântul meu de onoare. Bravo. Vă dau cuvântul meu de onoare. Eu, Mocanu, mă angajez, dacă domnul primar mai vine din nou cu proiecte de genul acesta, în iulie, vă dau cuvântul meu de onoare, am să fac tot posibilul ca niciunul să nu mai puteți. Pentru că m-am săturat și eu zilnic cu acest zilnic. Mai trece o lună, iar din nou același proiect. Și le repetăm, și le repetăm, și le repetăm, dar nu le ducem la un limat. Vă dau cuvântul meu de onoare. Sunt de acord ca cetățenii din comuna Mihocea să aibă. Și am încheiat subiectul. Voi fi de acord pentru acest proiect. Îmi pare rău, dar ăsta sunt eu, cetățeanul Mocanu. Ca tu să înțeleagă că eu, cetățeanul Mocanu, nu vreau binele comunii. Vrem dati. Întotdeauna, chiar dacă am făcut o bancă pentru Buhocet, mă bucur și aș dori ca fiecare dintre noi să facă încă câte o bancă lângă mea și un veceu, cum am făcut eu, ca să fie mai multe bănci în comuna Mocanu, dacă am făcut numai una.
Mai sunt dezbateri pe subiect? Da, e. Domnul, vrei să iei cuvântul? E două. Bun. Dacă nu mai sunt dezbateri, supunem la vot. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cine e? 2. Nu. Da, o trecut, mă rog. Ei, trebuie să se cum votați? Spuneți. Avem termen bun pe 21. Alo. Domnul Cocu, cum votați pentru? Vă rog frumos. Se abține. Este împotrivă, se abține cineva? Băi, domnule, vă rog frumos, să nu jucăm aici. Nu poți votezi de două ori. Poți să spune, domnul primar, pentru că ți-a să vota. Nu poți votezi de două ori. Domnul votăm pentru, și acum votăm pentru. Se suportă la scurii, la urmă. S-a votat pentru cu... Două abține. Da? Mulțumim. Deci, o singură remarcă vreau să încheiem acest proiect. Domnul primar, de acum încolo, vă rog frumos să nu mai spuneți comunității când acești consilieri se opun proiectului de apucătare. Vă rog frumos, atât am. Haideți să trecem la următorul. Orice remarcă făcută, nu are nicio susținere. Trecem la proiectul numărul 2 pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului Oate Buhoi și să voteze la ședința adunării generale a ADIZ Municipal Bacău. Vă rog frumos. Da, așa cum spuneam, avem o adresă emisă de către asociația de domnul Vasile, vă rog frumos, domnul Vasile, dacă nu încetați, pe cuvântul meu vă spun că conform cu atribuțiile pe care le-am, vă invit afară. Îi pun consilier, să știi, că îl iau cultura. Vă rog frumos, vă rog frumos. Nu mai interveniți. Sau vin la consiliu. Și să stau aici așa cu scaun și îi iau banii. Voi dai băut ceva? Nu vorbesc. Eu să-mi iau, niciodată nu-mi iau. Domnul Vasile, nu vorbesc la băutul. Ați înțeles ce v-am spus sau nu? Vedeți că eu vă respect, dumneavoastră. Și eu vă respect. Păi nu mai interveniți. Am fost de acord cu votarea. Dar nu trebuie să fiți dumneavoastră de acord. Domnul Vasile, nu trebuie să fiți dumneavoastră de acord. Am înțeles. Haideți să trecem la punctul 2. Puțină liniște. Domnul Vasile, nu mai întrebuie ședința. Este inutil, stăm aici. Vedeți, stăm aici și încercăm să vă convingem să încetați. Vă rog frumos. Da, așa cum știți, suntem membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Și ca atare, în calitate de membru, trebuie să venim în ședințele asociației cu vot. Fiecare OAT membru își deleagă un împuternicit în speță și pe lege prin primar. Urmează să ne exprimăm un vot, avem adresa la documentație. Mai avem o invitație în data de marți privind o discuție. Data de 10. Da. În care o să participe și specialiști. La domnul Mici. Și firme facem interesate pentru a demara proiectele. Haideți să puțin liniște, vă rog. Da, dacă sunt discuții pe proiect. Domnul consilier Butacu. Am o întrebare. Noi, din ce știu, facem parte din această asociație, dar noi nu avem beneficii. Deci noi doar
Noi doar, până în momentul de față, nu avem niciun beneficiu. Nu plătim numai cotizații. Plătim doar cu cotizații, asta zic. Nu avem niciun beneficiu, doar plătim. La această adunare, văd aici aprobarea modificării statutului, care... Sunt proceduri de organizare a asociației. Întrebarea mea este, de ce mai facem parte dintr-o asociație unde nu avem beneficii, unde avem doar cheltuieli? Vă rog. Deci, prin asociația dezvoltare la care, de dezvoltare la care suntem membri, urmează să demareze mai multe proiecte care o să ne prindă și pe noi. Avem proiectul privind transportul public. Care știu public. Că nu au fost inclus. N-a fost. Nu a fost inclus. Nu a fost inclus pentru că nu ne-a făcut treaba, domnul consilier. Da, nu. Bun. Adică nu, nu i-a făcut un voi. Haideți să se permite domnul primar să argumenteze ce are de argumentat și după aceea discutăm pe subiect. Avem proiectul privind adăpostul pentru câinii fără stăpân, tot prin asociații. Ne confruntăm toate comunele cu aspectul acesta. Deci suntem în faza de implementare și de a discuta cu specialiști, găsim căile de finanțare și pașii de calcul. Asta, despre asta era vorba. Deci suntem la început. De-a lungul timpului, ce am o remarcă și o observație, noi de fiecare dată, depășind, trecând Siretul, am fost de fiecare dată excluși. Normal. Acum nu știu dacă are sens să aici nu știu dacă are sens să continuăm în această asociație sau dacă să ne facem să ne gospodărim singuri. Eu tot ești bun de pe ședim. Bun, domnul consilier, bun, a terminat domnul Budacu? Am terminat. Bun, eu vreau să fac o scurtă remarcă până de ordine la cele spuse de dumneavoastră. Și domnul primar aici de față poate infirma sau confirma cele spuse de mine. Unul dintre, vă rog frumos, stimați colegi, unul dintre motivele pentru care Comuna Bohoci nu este parte integrată în acest proiect de transport comunitar metropolitan este că dacă domnul primar își aduce aminte, domnul primar și alți primari membri în acest ADI au fost invitați la o întâlnire prealabilă între primarii comunităților din zona metropolitană și atunci domnul primar a spus că Comuna Bohoci nu este interesată de acest proiect. Așa este, domnul primar? Nu e adevărat. Deci să vă aduc un proiect de un stenograma ședinței. Stenograma ședinței. Da? Haideți să trecem peste momentul ăsta și vreau cu ocazia asta să vă rog un lucru. Vă dau și dreptul la replică, dar vreau să vă rog un lucru și să fie de față, cel puțin la nivel declarativ. Să spuneți aici că vă asumați tot ce ține de dumneavoastră ca ordonator de credite pentru a face demersurile necesare ca și Comuna Bohoci să fie integrată la propriu în acest proiect. Adică să beneficiem și noi, cetățenii Comunei Bohoci, de acest transport metropolitan modern, chiar ultramodern. Eu am văzut în ce constă acest proiect. Este un proiect prin fonduri UE, proiect care include achiziția unui număr consistent de autobuze electrice, stații de încărcare, totul ultramodern. Și noi merităm acest lucru. Vreau să promiteți aici de față cu noi că o să vă dați toate diligențele pentru a include Comuna Bohoci în acest proiect, la propriu. Deci, ține. Totdeauna am susținut proiecte plus valoare pentru Comuna Bohoci, inclusiv acest proiect. Dacă vă aduceți aminte, prin reprezentanți din asociație la nivel județean, am primit niște studii de oportunitate care le-am distribuit agenților economici, consilierilor, chiar și dumneavoastră. Vă rog frumos să vă aduceți pe domnul Miron, ca să vă deslegăm. Au fost prezente pe masă. Haideți să nu mai Deci au fost niște probleme. Toată lumea deci, să completeze acel studiu. Deci acele studii erau fundamentul... baza de la care se pleca. Baza de la care pleca o linie de transport. Că în funcție de acele studii, spuneam... acolo, în zona Bucăci, ar trebui un autobuz de două locuri. Două stații, nu știu ce investiții aferente proiectului. S-au dus o parte din studii, dar nu suficient. Deci implicarea nu este numai al primarului, implicarea este și al Consiliului Local. Deci vă rog frumos
să conștientizăm cazul ăsta. Corect. Deci, deci aveți și asigur că îmi voi da toată silința să obțin facilități pentru Comuna Voș, în toate proiectele. Deci susțineți, să înțelegeți. Am susținut și îl voi susține. Vreți să pune toate eforturile ca Comuna asta să beneficieze de această... Da, și de stații cu... Stația o dragi colegi, da? Bun, domnul Adrian Golai, vă rog. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte. Domnilor consilieri, după cum bine știți, OATE Buhoci face parte din mai multe asociații, da? Pe diverse capitole. Inclusiv să facem parte dintr-un gal, da? Care este la un nivel foarte mult mai restrâns decât orice altă asociație. Dacă nu făceam parte din acel gal, noi nu puteam beneficia de investiția pe buldoi excavator, pe următoarea autoutilitară și probabil alte proiecte care vor fi pe următorii ani. Același lucru este și cu această asociație de dezvoltare privind transportul pe zona metropolitană. Și nu numai, și pe linii comunitare la fel. Și pe câte mai multe linii. Facem parte din mai multe asociații. Exact. Deci, este, dacă este sau nu benefic, dumneavoastră puteți trageți concluzia de aici. Da? Mulțumim, domnule consilier, domnul viceprimar. Da. Deci, zona deci această organizație a apărut în anul 2011. Întâmplător, eram consilier la municipiul Bacău atunci când s-a înființat. Primarul de atunci era domnul primar Stavarache. Este foarte important că se face parte din această zonă metropolitană. Sunt 22 de comune în zona metropolitană. Pentru că absorbția de fonduri din Comunitatea Europeană se face mult mai ușor la nivel, la nivelul colectiv decât dacă s-ar face individual pe care o ate un par. Deci, vorbind la general, pentru că exista suspiciune aici din partea unor consilieri că ar exista o problemă pe care trebuie să o tratăm ca atare, problema respectivă cu transportul în comun, pe care sunt convins că domnul primar o va rezolva cât de curând. În rest, faptul că facem parte din această zonă metropolitană este de bun augur pentru toate voci. Deci nu mai fiți suspicios pe acest lucru, pentru că nu numai acest proiect de transport este important. Avem problema câinilor comunitari, care este foarte important. Există un proiect de hotărâre aprobat la municipiul Bacău, prin care s-a obținut votul consilierului să se înființeze un padoc pentru strângerea câinilor, în care să poată beneficia și OATE-urile din zona metropolitană. Suntem pe... vom face cât de curând, probabil la sfârșitul lunii, vom avea în prima ședință de... în ședința ordinară voi veni cu proiectul de hotărâre pentru a înființa serviciul de care în așa fel încât să intrăm în legalitate, pentru că chiar dacă vom intra în zona metropolitană și atunci câinii din OAT-uri vor fi adunate la cel padoc la municipiul Bacău, dacă nu avem serviciu, nu putem să beneficiem de acest. Și atunci iarăși ajungem la subiectul cu autobuzul, că nu știu ce s-a întâmplat acolo, credeți-mă, n-am cunoștințe, dar eu sunt convins că solicitările au fost prea mici și prea puțin. Sunt convins că se va rezolva. Mai sunt discuții pe subiectul ăsta? Domnul consilier. Cred că s-a creat o confuzie. La problema care am ridicat-o eu. Nu am zis că nu este bine să facem parte din această asociație. Am spus ca să avem și noi aceleași beneficii care iau. Domnul primar, tocmai ne-a promis aici. Noi votăm, votăm cu ajutorul dumneavoastră. Noi votăm pentru interzicerea domnului și să facem tot posibilul să avem cât mai multe beneficii pe urma acestei asociații. Atât. Suntem pe discuții pe subiect? Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Vasile. Unanimitate. Stați puțin. Domnul Lucian Cocu. Cum votați? Abținere. Da?
Și Pușcălar a votat. Domnul Pușcălar a votat pentru, deci o singură abținere. A trecut acest proiect, vă mulțumim. Dacă mai e drumea să discuții, declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru.